Primul Paște după pandemie a adus la slujba de înviere mii de credincioși în bisericile din județul nostru. Dornici să se roage și să împărtășească Lumina Sfântă, au marcat împreună această sărbătoare extrem de specială pentru creștinii ortodoxi. Fericiți și emoționați că în sfârșit se pot bucura de noaptea de înviere, au venit să ia lumină în lăcașul sfânt, așa cum obișnuiau odată înainte de începerea pandemiei. Este primul Paște după pandemie. Cum este acum? Se cunoaște. Se cunoaște, e libertatea, exprimarea nu e că nu era reținută, dar e chestia asta de a nu mai sta așa mascat și de a nu te vede un cum să vezi expresia, să-ți o exprime expresia și când auzi slujba. Pentru că din credincioșii ortodoxi, sărbătoarea are un semnământ foarte mare, drept pentru care prezența de câțiva ani buni, de când mă știu cel puțin de la 20 de ani încoa, a început să se mărească la biserici. Tineretul m-a uimit că au apărut mult mai mult decât știam când eram eu odată și credința a început să apară poate 100%. Paștele este o sărbătoare cu o importanță deosebită pentru creștinii ortodoxi de pretutindeni. Învierea Domnului aduce bucurie, liniște și speranță în inimile fiecăruia și ne face să fim mai aproape unul de celălalt. E mai bine, e mai frumos. Atunci eram cam greu să stai așa, să primești lumină acasă sau să ne împărtășim acasă. A fost foarte greu. Acum e frumos. Un Paște obișnuit este să ai pe masă din fiecare câte ceva, să ai prieteni, să ai vecini, să ai copii, să ai nepoți, care să poată să vină, dacă sunt în afară, mă dați seama, nu pot, și să ai totuși pe cineva. Deci cine e singur, e greu. Iar cine are, să-i trăiască și le doresc parte fericit la toată lumea și sănătate. Lumina Sfântă este cea care îi aduce pe creștini mai aproape de Dumnezeu și îi protejează pe tot parcursul anului de greutăți și încercări. Odată adusă acasă, ea se păstrează și se aprinde în momentele în care avem nevoie de ea.